Bună, draga mea! Sunt Luna Ala. Uși deschise, baricadele se prăbușesc, dificultățile în relații se risipesc, aceste mici miracole sunt realizate datorită energiilor emanate din pești. Pe 8 martie, trecerea lui Saturn în acest semn restabilește legăturile rupte prin conflict și critici. Datorită prezenței tuturor acestor vibrații pozitive, vei avea mai mult timp pentru tine și pentru alți oameni. Viața ta va găsi bucurie și plăcere. Te simți mai confortabil în situația ta. Pe măsură ce zilele trec, spațiul tău de mișcare se extinde. Se simte ca și cum ai renaște la viață după vremuri tulburi. Din 17 martie, Venus încearcă să se împace cu cineva, poate cu fosta ta iubire și chiar dacă îndoielile nu te lasă până pe 26 martie, atunci după această zi, Marte dezvăluie sentimente sincere. Dragoste, energiile peștilor au grijă de acest sector care îți dă multe bătăi de cap de mai multă vreme. Ele dizolvă diferențele punându-te în legătura cu oameni care îți împărtășesc valorile. Luna aceasta, cei ce te iubesc încearcă să-ți demonstreze asta. La rândul tău, Încearcă să nu vezi rău în tot și peste tot, sfat, lumina verde este aprinsă pentru tine, toate dorințele tale cele mai interioare vor fi împlinite, pentru a permite acest mic miracol să se întâmple, spune da în loc de nu, sănătatea. Dacă în martie viața ta este atât de ocupată, atunci acesta nu este un motiv pentru a bea un sedativ, ci necesită o rezolvare, având în vedere temperamentul tău pui adesra totul la inimă. Acest lucru este plin de probleme de sănătate. Pur și simplu, privește lucrurile diferit și apoi sănătatea ta se va îmbunătăți dramatic. Dacă ai fost îngrijorată de o anumită patologie de mult timp, atunci acum este momentul să o tratezi. Nu trebuie să alergi la un spital, doar să încerci să-ți schimbi stilul de viață. Crede-mă, va fi mai eficientă decât să nu faci nimic. Dacă ești unul dintre acei reprezentanței zodiei care suferă de reacții alergice, ar trebui să afli natura acestui fenomen pentru a preveni consecințele grave. Scorpionii care au fost grav bolnavi în sezonul toamnă-iarnă din 2022 ar trebui să asculte indiciile corpului. Acest lucru este valabil mai ales pentru a doua decada a lunii martie, când unele consecințe ale bolii vor ajuta să-ți reamintești de tine însăți banii. În martie te așteaptă profituri semnificative, proiecte interesante și pentru unii, locuri de muncă cu jumătate de normă. Reprezentanții semnului vor putea găsi o sursă de venit care le place. De fapt, trebuie să faci totul pentru a-ți transforma hobby-ul și pasiunile într-o afacere profitabilă și interesantă. Pentru a face acest lucru, poți coopera cu prietenii care îți împărtășesc interesele. Când faci ceea ce îți place, vei primi nu numai satisfacție financiară, ci și morală din muncă. În problemele financiare, ar trebui să ai decizii fulgerătoare și echilibrate. Dacă vrei să-ți deschizi propria afacere, atunci nu o poți amâna la infinit, altfel ideea nu va mai fi nouă. Ar trebui să participi la evenimente profesionale și culturale, unde poți întâlni oameni utili și poți găsi noi parteneri de afaceri. Zilele în care norocul va bate la ușa ta sunt afișate pe ecran. La revedere, draga mea! Nu uita că în fiecare zi îți dăruiesc o previziune și o etalare de tarot? Te aștept!